Odată, turnându-se el pe patul său ca să se odinească, i s-a arătat în somn un tânăr prea frumos și i-a zis lui: vină după mine. Și mergând după dânsul, l-a dus pe el într-o cetate unde se auzeau terminate păcări. Și a întrebat pe tânărul acela care îl purta: ce este aceasta? Și i-a răspuns lui: aceasta este cântarea și veselia Sfinților lui Dumnezeu. După aceasta și-a venit în sine și s-a deșteptat. Iar vrăjmașul iarăși îi zicea, plângând, că acestea sunt niște năluciri. Deci, culcându-se a doua noapte, între stat iarăși și s-a arătat lui același tânăr și l-a întrebat: bă, oare mă cunoști? Iar el a răspuns: tare bine de frumos. Și l-a întrebat: dar unde m-ai văzut? Și i-a zis lui Denabine: nu de mult am văzut că m-ai dus și m-ai purtat într-o cetate unde se auzea cântări dulci și veselii. Și l-a întrebat: în ce timp m-ai văzut, în somn sau ai event? Și a răspuns: în somn. I-a zis tânărul: bine ai grăit, că și acum în somn mă vezi. Și a răspuns Denabine: știu cu adevărat că și acum în somn te văd. Căci l-a întrebat îngerul: unde dar este acum trupul tău? A răspuns: în cămara mea. L-a întrebat iarăși: au știi tu că acum ochii tăi sunt închiși și fără simțire în trupul tău și nu văd nimic? I-a răspuns: știu tare bine. Iar el i-a zis: deci dar cu care ochi mă vezi tu acum și privești la mine? Denabine sta uimit și nu știa să răspunsă dea. Îngerul a început a adojeni și a învățat zicând: ochii tăi ce-i trupești acum sunt nesimțitori și nu pot să vadă. Iar aceștia cu care privești la mine sunt alți ochi. Și când vei muri, atunci fără ochi, ochii cei trupești, ai să vezi și ai să viețuiești și toată știința și cunoștința o să ai. Iată de acum să pui început bun și să nu te mai îndoiești de viața cea de după moarte. Și zicând acest cuvânt, îngerul s-a făcut nevăzut. Iar el s-a trezit și atunci când la moartea sa, n-a mai avut nicio îndoială în lumina sa. Iar așa asemenea acesteia ne istorisește Sfântul Augustin. Am auzit de la Mihail însuși că i s-a întâmplat a auzi aceasta de la unchiul său, ce se cheamă tot Mihail, care vin mult filozofia, se intelecția mult cu învățăturile lui Platon și cu alte asemenea filozofii și câștigase mari preteșuri, cum Marsilie, bărbatul cel prea învățat și sporit, în faptele cele bune. Și aceștia doi, Mihail, Unchiul și Marsilie, de multe ori se întâlneau cu vorbe adânci filozofice.